O să citesc un verset. Cântarea Cântărilor 2 cu 7 și apoi Cântarea Cântărilor 3 cu 5, îl citiți voi, bine? Fiți foarte atenți. Dacă nu îl citiți, e problema voastră că nu se termină la 7. Fratele a fost indulgent cu voi. Fixați-vă că mai încolo se termină. Nu știu nici eu exact când se termină, dar se termină când trebuie. Zici cineva amin? Amin. Eram, nu știu, la Hetafe sau la Girona, la care eram, și s-a terminat. Unul zis de acolo, de mai nas, l-am văzut o zi. Dar pe când am vrut să-i las acasă, am coborât de la Amvon, s-au blocat toaletele și au venit de la descundări. Și asta este, nu pot să plece nimeni. Deci, nu faceți ce vreți aici. Fratele, nu zis la întâmplare că v-a prins Domnul aici. Nu v-am prins noi, v-a prins Domnul, deci de acum nu mai facem ce vrem. Zice cineva amin? Vedeți că v-ați zis-o, da? Țineți-vă bine, e problema voastră. Vedeți că tot ce zicem în casa Domnului se aplică. Dar înainte să citesc din Biblie, vreau să vă ridicați Bibliile sus care le aveți. Hai vă rog, da? Câțiva vor să se însoare bine. Fetelor, nu vreți să vă măritați? Nu prea aveți Biblie. Acum ridicați-vă telefoanele, vă rog. Hai vă rog. Unii câte aveți, câte două, trei, da? Te-am văzut, e iPhone. Câțiva dintre voi nu v-ați ridicat telefonurile pentru că aveți mai multe și v-a fost rușine că veți pune întrebări, probabil. Dar oricum nu-i problemă. Data viitoare să veniți cu Biblia. O zice cineva amin? Amin. Vedeți că ați promis. Cântarea Cântărilor 2 cu 7, vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. 3 cu 5, cu toții, da? 3, 2 și pe jur, pe căprioare și cerboaicele. Au zis toți, vedeți că eu mă țin de cuvânt, nu fiți curajoși, când aveți cum să vă puneți cu mine, 3, 2 și... Amin. V-ați calificat, puteți lua loc. Nu prea există conferințe în care să vorbesc sau să vorbim despre prietenie și să nu fie oamenii foarte curioși, foarte interesați. Oricât ai abordat subiectul ăsta, tot există întrebări la care nu s-a apucat să răspundă. Am vrut să vă fac observații legate de afiș, dar mă mai gândesc un pic. Adică am vrut să vă întreb dacă băiatul avea voie să o țină de mână pe fata aia așa. Îți căsătoriți? Ai vrea tu. Ce știi să vă scoateți, așa e? Legat de o aplicație practică, da? Puritatea. Știți, fetelor, ce-a gândit băiatul ăla când o ținut așa de mână? O să vă spun în seara asta. Vedeți, fiecare om vrea în viață să ajungă bine. Niciun om nu a zis, vreau să mă însor și să-mi ratez viața. Nici un bărbat care a ajuns la divorț, unii dintre ei înfiorător după două luni de căsnicie doar, înainte să căsătorească, nu a zis, vreau să fiu un ratat în căsătorie. Vreau să nu mă înțeleg cu nevastă, să ne batem cu vorbele, uneori cu pumnii unii. Orice om cât de rău ar fi în viața asta, atunci când vrea să se însoare ca bărbat, ca băiat, zice, vreau să-mi aleg cea mai potrivită persoană, dacă se poate cea mai curată. De-aia musulmanii caută fete printre creștini, dacă nu știați. Vreau să-mi aleg persoana care îmi va fi fidelă și îmi doresc în viață să meargă bine. Ca să fiu sigur că sunteți aici, strădice mâna sus și ne vrea să se rateze în căsătorie. Hai! Câțiva vorbesc pe acolo, despre asta vorbiți. Nimeni în lumea asta nu vrea să se rateze viitorul. N-am întâlnit om cu facultăți mentale, funcționale, care să-mi spună vreau să mă distrug. Vreau să-mi ratez viața, vreau să mă distrug pe mine, pe cineva cu care o să mă căsătoresc și pe alții pe care Dumnezeu ne va da în familie.
Pentru că viața pe care tu o trăiești, la fel ca a mea, trebuie să fie o viață liniștită. Numai că există principiul consecințe la fapte. Dacă eu întind piciorul și nu-s atent că există o treaptă, o să cad. De ce? Pentru că există o scenă care coboară pe trepte. Și pentru că n-am fost atent, o să cad. Pentru că în viața asta există principiul cauză-efect. Dacă citești Biblia, o să-ți crească mintea din perspectivă spirituală. Dacă citești continuu doar cărți erotice, o să visezi cum te masturbezi. Pentru că în viața asta, ceea ce așezi în mintea ta, asta se macină. Minte ca o moară, macină continuu. Dacă îi pui grâu, iese făină. Dacă pui droguri, cocaină. Mic, minuscul pe pachetele, îți le împarte ușor. O să-mi ziceți, frate, că la noi nu sunt droguri. Habar n-aveți ce ziceți. Duhul Sfânt mi-a zis deja despre câteva persoane de aici care se droghează. Sunt aici prezente. Ca să nu vă mai spun că unii l-au și cântat. De ce? Pentru că ce-ți bagi în cap, ce-ți introduci în stomac, asta ți se va întâmpla ție. Dacă tragi pe nas praf, nu te mira că se prăzești creierii. Te mira că te uiți de ce intrat și că ți se roșesc ochii. Nu te mira că nu mai gândești normal. Nu te mira că intri cu fata aia în mașină și pe bancheta din spate curviți, prietene. Te mai mira. Este o consecință. Dacă nu-ți lași creierul să funcționeze normal, ai toate șansele să nu iei decizii normale. Că este motivul pentru care poliția și codul rutier nu-ți permite să urci la volan sub influența unor substanțe interzise. Că la un moment de stres, într-un sens giratoriu, în loc să frânești, accelerezi și norocești 5 oameni, omor pe loc. Că tu ai consumat iarbă. Înțelegi? Puritatea nu este o posibilitate, e o poruncă. E o condiție dacă vrei să rămâi normal. Dumnezeu te-a creat cu mintea întreagă, dacă îți prăzești creierii cu droguri la 15 ani în curtea școlii, prin dealerul ăla care e colegul tău, care de fapt e un fel de cărăușcă, umblă printre ei cu aia la alți. Prietene, ne pare foarte rău. Când o să ajungi la pastori, la prezbiter, la consilier spiritual și o să plângi în biroul de consiliere, va fi un pic cam târziu. Sper să n-ajungi să fie prea târziu. Puritatea în prietenie. Păstrată. De ce păstrată? Pentru că a existat odată. Nu te-ai născut curvar. Nu te-ai născut cu filme porno în cap. De fiecare dată când vine cineva și ne spune am probleme cu pornografia, caut în rădăcină, până în adâncime și îl întreb la ce vârstă te-ai uitat prima dată la un film pornografic? Când ai avut prima dată ideea să vizionezi astfel de imagini periculoase și păcătoase în sine, în esență? Indiferent dacă practic sau nu ce ai văzut acolo. Și cei mai mulți îmi spun nu pentru că le este rușine, dar când intrăm în profuzime și Duhul Sfânt, prin dar de cunoștință îmi spune, ți-amintești când aveai 7 ani și când ai fost la bunicii tăi și te-ai jucat în fân, tu băiete, cu o fată care era vecina ta, care avea 6 ani jumate. Și voi doi, pentru că ați văzut la părinții fiecare dintre voi niște lucruri care n-ar fi trebuit să le vedeți, v-ați permis, ați derulat. Și tu și ea, de acolo a intrat satana în viața voastră. Și la 14 ani, când ai început să te masturbezi ca băiat, asta a fost doar o consecință a faptului că te-ai expus și ți-ai deschis o ușă în viața ta privată, personală, morală. Și satana a intrat cu bocanci în viața ta. La 20 de ani vii la botez și fentezi. Și vrei să te botezi și zici, n-am nimic de mărturisit, pastore. Numai că la 25 de ani când te însori, o să trăiești o dramă. Pentru că dacă nu îți mărturisești păcatul imoralității prin autosatisfacere, respectiv masturbare sau pornografie vizionată, nu scapi. Malahii nu intră în rai. Malahii înseamnă cei ce își produc singur plăcere sau se masturbează. 1 Corinteni 6:9. Îți direct cu voi, îți doar realist. N-am voie să fiu un medic mincinos care să știu că ai cancer pe mâna stângă printr-o aluniță și să spun, o, puneți niște cremă, 2 săptămâni, se retrage bubița. Și tu ai cancer. Și după,
În două săptămâni tu ești 2 metri sub pământ și nici n-apuc să-ți fiu la mormântare. Medic ziua atunci. Sau mincinos. Nu mai ascultați predici generale. Dacă la oricare dintre voi în această seară v-ar fi spus apropiați-vă de Domnul, mi-ați fi dat ignor. Pentru că creierul vostru este setat că de 20 de ani majoritatea dintre voi ascultați predici. Predici acasă, predici pe telefon, predici în mașină, predici pe radio, predici pe televiziune, predici în biserică, predici! Lăsați-mă cu predica, zice câte unul dintre voi. Terminați-o odată. Și atunci trebuie să spun clar, pe românește, dacă e cazul tradus pe spaniolă. Să pui rău PowerPoint-ul. Să definim prietenia mai întâi, da? Facem un pact, când mă uit spre tine, înseamnă că trebuie să dai click, ok? În primul rând, prietenia între un băiat și o fată nu are neapărat un suport biblic. Nu avem un caz biblic în care să luăm, de exemplu, o situație în care un băiat, la o vârstă anume, s-a împrietenit cu o fată la o vârstă anume și amândoi și-au întemeiat ulterior, după o perioadă anume, căsătorie. Nu găsim nicăieri. Care dintre voi ați fi în stare să vă căsătoriți cu o fată pe care n-ați văzut-o niciodată? Ridicați mâna sus, băieții care vreți asta. Dar nu că n-ați văzut-o fizic, n-ați văzut-o niciodată, nici măcar poze. Aveți grijă care dați friend la oricine, să nu trăiți cu dihanii, adică să se prezinte că e băiat și el să fie fată. Că asta n-ar fi primul caz care s-a întâmplat. Mă întreba la un moment dat o tânără, îmi zicea, am voie să mă căsătoresc cu el, e din Canada. Am zis, unde știi că e din Canada? Păi am văzut locația, păi nu știi că se poate reseta ocazia. Și dacă te căsătorești și nu l-ai văzut niciodată, de unde știi că atunci când îl vezi în ființă, în carne și oase, îți mai place de el? Păi eu mă încred în Domnul. Ai grijă. Că te încrezi în altceva. Numai în Domnul, nu. De ce avem acord biblic și putem să ne permitem să predicăm un astfel de mesaj? De ce există posibilitatea prietenii dintr-un băiat și o fată? Pentru că perioada aceasta este o perioadă în care cei doi își setează principiile. Prietenia dintr-un băiat și o fată n-are logică și n-are voie să existe dacă nu se termină în căsătorie. Terminați-o cu logodnele interminabile. Hei, logodna este pentru căsătorie. Nu-i normal ca băiat să-i dai aere și iluzii unei fete și după 2 luni să o lași ochii în soare și să aibă gânduri suicidale. Că am fost la una la consiliere. M-am îmbrăcat în combinazon, m-am luat botoșei și am intrat de urgență la terapie intensivă acum 1 lună aproximativ. Pentru că într-o duminică dimineața, cum ar fi mâine, o tânără de aproximativ 30 de ani n-a vrut să meargă la biserică, deși era botezată, că de un an de zile nu mai merge la biserică. Maica s-a fost la biserică, era văduvă, mama, tatăl ei murise. Și din cauza unei depresii a urcat pe un bloc care nu era finalizat încă și de la etajul 3 s-a aruncat în gol. Toată era movă pe față. Avea aparate peste tot. Tristie ca un gropat-o săptămâna trecută. Știți ce mi-a zis? Înainte să moară, bineînțeles. Artistul ăla, care cântă la, și nu vă dau detaliul ăsta, încă nu l-am întâlnit. Sper să-l întâlnesc într-o zi în care pot să-i spun ce trebuie. 6 luni m-a aburit, o zis ea. Nici nu putea vorbi normal, vorbea prin translator, prin maică-sa. Și în 6 luni mi-a promis că se însoară cu mine. Pentru că m-a lăsat cu ochii în soare, am intrat într-o depresie care durează de câțiva ani. Și am ajuns să nu mai cred că există Dumnezeu. Am ajuns să nu mai cred că există Rai. Nu sunt sigură dacă există suflet. Am încercat să-i explic ce am putut, că era pe aparate și foarte greu m-a înțeles. M-a rugat pentru ea. Dar mi-am pus în gând că atunci când îl întâlnesc pe ăla, când mi-a zis numele și prenumele, o să-i pun o întrebare. Ce ai făcut cu? Cum de ți-ai permis? Știi că s-ar putea ca la judecata finală să răspunzi sufletul ei? Pentru că ai determinat-o și ai generat o iluzie, ai creat în ea o traumă care a dus-o până la gânduri suicidale. Știi că ești vinovat pentru asta? Va trebui să-i spun. Acum el cânte, zice, Jesus e cu noi. Domnul e cu noi, extraordinar, frumos, interesant. Bine ar fi să-ți mai cânte o vreme, să se pocăiască. Prietenia are valabilitate dacă se termină în căsătorie, dragilor.
Păi nu-i normal să umbli din floare în floare, iartă-mă că sunt direct cu tine. Și nu-i normal să dai iluzii la 17 fete și cu niciuna să nu te însori, prietene. Întrebarea mea este umană, ai creier? Răspundeți. Știu că ai. De ce nu folosești? Sau duc ca fată să dai iluzii la o grămadă de băieți, cu nici unul nu vrei să te măriți. Și la o grămadă de băieți tu le dai... Știi cum se numește asta? Flirt. Știți care e vulpea pe care n-a prins-o Samson? Flirtul. A prins 300 de vulpi care erau agere. Le-a nodat cozile între ele și au pus făclie în fiecare nod. Și-au dat drumul în grânele filistenilor. Și-au făcut praf tot spațiul care însemna resursă alimentară pentru spațiul filistean. A fost un mare biruitor. Însă a fost o vulpe pe care n-a prins-o. O vulpe mică. A trebuit Solomon să scrie despre ea în cartea Cântarea Cântărilor, din unde am citit și acum seara azi. Prindeți vulpile mici. Prindeți-le. Și când le-ați prins, omorâți-le. Pentru că ele strică viile care sunt în floare. Floarea tinereții, în putere fizică, în inteligență maximă, când ai capacitățile cele mai bune să fii de folos lui Dumnezeu. Te-a prins o vulpe. Dintr-o dată nimeni nu mai merge. Trebuie să fii prezent la închinare. S-a întâmplat sâmbătă seara să scrie un mesaj, ea, vulpița, da? Și, pac, s-a dus. Nu-i permis. Am avut o singură prietenă, e prezentă aici, e cea mai frumoasă femeie din lume, dacă nu știați. Domnul să o binecuvinteze. Ce slab sunteți. Domnul să o binecuvinteze. Ah, se stă aici cu mine, ok. Nu mi-am permis. Nici în zi de azi nu-mi permis să trimit un mesaj unei tinere sau unei surori, ce faci? Dar ce-i treaba mea așa? Dacă știu că se află într-o depresie, o chem la birou pastoral. Înțelegeți? De ce tu ca fată îi trimiți unui băiat căfă, ce faci? Pare rău că nu știu scurtătura pe spaniolă. De ce? E treaba ta? Chiar crezi că e treaba ta ce face el? Sau tu care te afli în treabă și îi trimiți un mesaj, ei, ai vreo 20 în palmares, bă, prietene, ai grijă, tu nu ești musulman? Pricep ce zic? Tu trebuie să ai o singură prietenă cu care o să te căsătorești. Și ai grijă, dacă lași o fată, să știi că ai o problemă, cel puțin, la călăuzire. Nu mă interesează cum e ea, cine te-a pus să vorbești cu ea? Mă înțelegeți ce zic? Prietenia este o perioadă limitată ca timp, din perspectiva mea, și cred că e una biblică, prietenia trebuie să dureze un an, maxim doi, în condiții extreme. Dacă el e în Noua Zeelandă și tu ești în Papa, cum zice, Noua Guinee. Da? Adică? Ați priceput ce zic? Nu aveți conexiuni, nu vă întâlniți, asta e viața, da? Durează mai mult. Nu se fac vizele, da? Atunci ai dreptul să dureze prietenia mai mult. Eu mă întâlnesc cu persoane care îmi spun, domnule, de ce prietenia trebuie să dureze numai 2 ani? Voi ce ziceți? Eram după conferință de tineret și vine unul așa cu pieptul scos, curajos, mai că avea nevoie de o cărămidă ca să se lovească, să arate ce tare, da? Și zice, frate Caleb, era cu nevastă sau și cu vreo 3 prunci. Frate Caleb, eu te contrazic. Noi doi am fost prieteni 5 ani. Acum, la ăștia n-am cum să nu le răspund, că mă vin pe loc, știți? Nu pot. Da? Nu le gândesc replicile, le primesc de unde trebuie. Și am zis, stați un pic, că au venit cu câțiva așa, cu o turmă, ca să, da? Să-mi răspundă mie, să mă facă să mă umilesc, da? Adică să-mi contrazică mesajul, asta era ideea. Și am zis, nu mă întrebare am pentru voi. În ăștia 5 ani, de câte ori v-ați despărțit? De multe ori, frate Galea. Ah, ok. Și cât a suferit? Dintr-o dată a dispărut nevastă. O plâns un copil pe loc. Trebuie să-și căsați cât de lucru, știți? Prieteniile lungi produc despărțiri dese, traume emoționale. De ce să-ți expui viața? De ce? De ce să începi prietenia într-un moment nepotrivit? De ce? Ce să faci la 15 ani, domnișoară? Ce să faci la 15 ani cu un prieten? Explică-mi.
intrat în birou la mine la un moment dat o adolescentă, avea 15 ani, har Domnului că m-am pus pe scaun. O să vedeți de ce. După ce m-am pus pe scaun frumos, zice, frate Caleb, am ceva să vă spun. Da, cum să nu, te rog frumos spune. Am un prieten, avea 15 ani, da? Am un prieten. Eu am făcut așa o pauză, n-am apucat să mă crunt, să-mi strâng sprâncenele că se enerva, da? Și am zis, ca să fiu open-minded, că oricum s-a acuzat că sunt foarte îngust, mai îngust de atâta se poate și bine ar fi să fiu exact cum scrie în Biblie, n-a zis amin. Doamne ajută, da? Ajută-ne pe toți. Și ca să fiu așa în exprimare mai deschis, am întrebat-o și am zis, este evanghelic? Și domnișoara zice, nu, e musulman. Țineți minte că era în Cluj-Napoca, asta nu era în Noua Zeelandă, da? Nu era în Bruxelles, unde e o mai mare posibilitate, da? Și eu, natural, o întreb, și ce vrei să faci cu el? Și ea foarte sinceră zice, nu știu. Pentru ce? Ce vrei? Discutăm aproximativ o jumătate de oră în care îi demonstrez biblic că este interzis să aibă prietenia asta. De ce e interzis? 1 Corinteni, spune Sfântul Apostol Pavel, nu este nici o legătură între întuneric și lumină. No, puneți-vă rog frumos întunericul cu lumina împreună. Dacă într-o cameră e întuneric și aprind o lumânare, cât de mic ar fi la debit, cât de puțin ar pâlpâi, da? În momentul în care se aprinde lumânarea, întunericul dispare, corect? De acord cu mine? Dați din cap, da? Ok? De ce? Întunericul nu poate sta unde e lumina. Nu se poate să fii și cu Hristos și cu Belial. Adică și cu Dumnezeu și cu Satana. Nu este nicio legătură între credincios și necredincios. Ce legătură ar fi? Dacă tu, ca băiat, zici, eu pot să am o fată care nu-L cunoaște pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, asta înseamnă că tu pretinzi că există o fracțiune de secundă și un milimetru măcar în care să vină Domnul Iisus Hristos și să pună în mâna diavolului mâna sa și să zică, de azi facem pact pentru 5 minute. Există așa ceva? E posibil? Nu e posibil, prieteni. E imposibil. Și atunci întrebarea mea este, de ce își permiți? După jumătate de oră aproximativ, am căzut de comun acord biblic vorbind că este irațional, că este ilogic și că n-are niciun sens ca ea să continue să discute cu acel băiat. Nu pentru că era musulman, ci pentru că nu avea o relație personală cu Domnul Iisus. Ascultați ce mă întreabă la final. Frate Caleb, mă mai lăsați o lună să vorbesc cu el? Era să mă desfund lui că am zis, bă, n-au bine. Am zis, nu. Că adolescenții trebuie să fie foarte direct, că altfel zice că nu înțeles. Că mă tândesc o grămadă după ce o gafat și zice, frate, că nu știu că e păcat asta. Lasă că spune tot. Să știi din seara asta. Că-s responsabil de ce spun. Că dacă tu mergi în iad, pentru că te-am mușamalizat și te-am băgat sub preș cu păcatele și am zis, lasă că e ok, să știi că eu răspund. Eu când mă duc după evangelizare sau conferințe de internet acasă, eu trebuie să pun capul pe pernă liniștit, fiind responsabil, că ți-am spus numai și tot adevărul. Amin. Mă lăsați 3 săptămâni, mi-a zis, nu? 2 săptămâni? Deja ai trepidat barba. Am ajuns la 3 zile. Nici 3 zile mă lăsați să mă lăsesc cu el? Nu. 2, vă rog. Mai să facă mătănii. Eu zis, măcar o zi. Și am zis, uite câte vreme te las. 0 ore, 0 minute și 0 secunde. Dar ce să fac, frate, Caleb, cum? Am spus, nicio problemă, uite, îmi dai telefonul. Dă-mi telefonul că îți scriu un mesaj încât vecii vecior pur, amin, nu-ți mai scrie. Dar nu vorbesc curât, nu vorbesc vulgar. Așa vorbesc cu el, încât niciodată nu-ți mai scrie. Oare e cineva aici care trebuie să ia o decizie? Duhul Sfânt zice că da. Tu, fată care scrii mesaje pe spaniolul unui băiat care știi bine care e cucubină și vrei să-l desparți de ea pentru că vrei să ai o relație cu el, oprește-te în numele lui Iisus. Oprește-te acum. Conferința asta va avea sens dacă în această seară, înainte să ieși din clădire, îți dau voie să formulezi un mesaj prin care să scrii clar acelui bărbat
că din această zi niciodată nu o să mai vorbești cu El. Și că dacă vrea mântuire, de o adresă de biserică. Perioada de un an, maxim doi, care trebuie să se finalizeze neapărat cu căsătoria. Vreau să fac o subliniere aici. Prietenia dintre un băiat și o fată nu este o perioadă de probă. Știți cum gândește câte unul? Zice, eu verific, dacă nu mi se potrivește, am lăsat-o. Frumos din partea ta. Pe care e diferența între tine și aia care sunt căsătoriți de probă, da? Căsătorie de probă. Prietenia n-are voie să fie un moment în care testezi. Întrebarea mea e ce testezi și cât testezi. În convingerea pe care o am, un băiat trebuie să intre în prietenie cu o fată când deja știe că fata aia, respectiv băiatul ăla, e de la Dumnezeu programat sau programată, ei doi să se căsătorească. Altfel, degeaba au prietenie. Prietenia nu e un mijloc prin care să câștigi experiență. Dacă vrei să lucrezi în IT, ca și developer, da, junior, în IT îți cere 5 ani de experiență. Întrebare, unde se face? Păi nu știu, probabil că în studenție. Singurul domeniu în viața asta, foarte important, de care depinde veșnicia ta și eternitatea ta, e prietenia în care n-ai voie și nu-ți trebuie experiență. Vă întreb. Adam și Eva au avut cursuri premaritale? Da? Hai, ridicați-mă în sus dacă au avut. Cine a făcut cu ei cursurile astea? De ce unele fete intră în videoclipuri despre naștere, despre tot felul de detalii și vine satana la nivelul minții ei și zice, vai, mi-e frică, eu când o să mă căsătoresc, nu o să pot să nasc. De aceea, nici măcar nu vreau să am copii. Și că am consiliat astfel de fete care au ajuns surori, femei, căsătorite? Și totul a început de la un videoclip interzis pe care n-avea ce să-l vadă ea. Pentru că nu era specialistă, profesor în domeniul ginecologii. Da? Nu era în domeniul ăsta. N-avea de ce să studieze. N-ai nevoie de experiență. Așa e creată ființa umană, așa e creat bărbatul, așa e creată femeia, încât amândoi, fără să aibă experiență, pot fi binecuvântați în căsnicie și chiar în relațiile intime. N-au nevoie de experiență. Dacă ai experiență în domeniu, nu te mai mira, prietene, că te însori greu. Lucru manual. Pentru că dacă tu ai 20 la care te gândești, o să zici așa, fata numărul 15 era un pic mai inteligentă, fata numărul 14 avea BMW, fata numărul 20, oh, era foarte vorbăleață, mă scotea din criză. Și dintr-o dată nu mai știi care să alegi. 1, 2, 3, 10, 20, care? Pe cine te-a pus? Cine te-a pus să vorbești cu 20? Te mira că nu te însori bine? Sau că ți-e greu să te căsătorești? Ai vorbit cu prea multe. Ia o promisiune în fața lui Dumnezeu. Că începând cu data de azi, 25 mai 2024, nu mai vorbești deloc cu nicio fată, doar să fie vorbit. Pentru că n-ai nevoie de experiență în domeniul prieteniei. Trecem mai departe. 2. Principiile purității. Foarte important. În primul rând, e nevoie de o perioadă potrivită. Un lucru bun, făcut la un timp rău sau nepotrivit, se transformă într-un lucru rău, știați? Mâna sus, cine are 15 ani? Hai! Hai, vă rog! Nu mi-i ziceți în biserică, mulțumesc! Tu aveai batic ce-ți umblat. 15 ani, da? Bun. Mâna sus, cine are 15 ani și intră la volan și conduce o mașină. Hai! N-ai 15 ani, tu ai 14? Ok. Asta îl împinge, aveți că ai 14, m-ai uitat? Ai buletin? Ok. Da? De ce la 15 ani, la 14 ani, la 13 ani nu-l așezați pe un băiat la volanul unei mașini? De ce? Vă rog să răspundeți. Eram la o seară de rugăciune și o bunicuță sărăcuța, nu știu că eu nu-s de acord cu asta, a zis, băiatul nostru are 3 ani și conduce un tractor. Vai, 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 să-ți spuneți că merge pe stradă, că eu mă iau concediu, plec în Spania. Înțelegeți ce zic?
Cum să te bucuri când nepotul tău de 3 ani stă la volanul unui tractor și merge pe autostradă, pe asfalt, da? Cum să te bucuri de așa ceva? Pentru că, dragilor, ascultați-mă ce vă spun, un lucru bun a conduce mașina nu-i rău în sine, da? A zbura cu avionul e ceva normal, altfel ne ajungeam la voi aici, da? E o normalitate. Dar să mă duc eu, da, fără pregătire profesională în domeniul aviatic, să mă duc special, să mă prezint pilot, să mă așez la butoane și să încerc să aduc Wizz, da, până la voi, până la Barcelona, asta înseamnă să am probleme, nu? Eu sunt pastor, nu sunt pilot, iertați-mă. Chiar dacă sunt profesor în IT, nu sunt pilot. Dar e rău să conduci o mașină? E rău să conduci un avion? Nu e rău. Dacă nu-i vremea? Exact la fel e cu prietenia în vederea căsătoriei. E ceva normal să ai o prietenie care să se termine în căsătorie, dar dacă nu-i timpul potrivit, ne pare foarte rău, de erori. Așa că prietenia de la 14 la 16 ani, perioada asta, chiar și până la 17 ani, este inutilă, periculoasă și, subliniez, păcătoasă. De ce? Pentru că dacă respectăm realitatea faptului că prietenia nu trebuie să fie lungă, dacă tu începi să te împrietenești la 16 ani cu un băiat, ca fată, da? Și ajungi la 18 ani, spui că îți dai bacul, zici cineva min, da? Să dai bacul pe aici. Ok, unde mai dau, da? Alții dau, alții iau, în fine. Da? Se dă examenul ăsta, da? Ok, ca să-ți termini școala, să termini cel puțin liceul sau college, nu știu cum se numește la voi în Spania, da? Și după ce îți finalizezi cursurile măcar liceale, apoi te căsătorești. Asta e normalitate. De la 12 ani, prietenia este inutilă. La 13 ani, la fel. La 14 ani, la fel. Și vă mai dau un argument. Așa că atunci când erați pe clasa 5-a, voi ca băieți, aveați niște colege și dintre colegele pe care le aveați, ați simpatizat o fată, recunoașteți? Hai, nu mințiți în biserică. Cine a zâmbit, înseamnă că da, e ok, i-am prins. Nu râdeți chiar tare, că înseamnă că chiar ați avut simpatii prea mari. Da? Viceversa. Întrebare. Acum când ați crescut și cei care ați trecut de 18 ani, aveți 19-20, care dintre voi ați mai avea curajul să vă placă de fata aia de care v-a plăcut? Păi să-mi spui, păi nu mai îmi place fraca de care pentru că s-a schimbat. Nu-i mai la fel. Da, înțeleg. Ok. Când erai în clasa 5, a simpatizai o fată ca băiat pentru că îți dădea temele la mate, corect? Science la voi, cum e? Știință? Ea era un pic mai sârguincioasă, mai atentă, mai, da? Chivernisea bine timpul și făcea toate temele și tu, Counter-Strike, GTA, mai LOL. Înțelegeți? Da? Să te ai cu capul în jocuri și când venea testul, pac, repede, dăm tema. Și pentru că te-ai apropiat vrând nevrând cu asta, că făcea temele mai bine ca tine, ai avut un fel de simpatie față de ea, dar iartă-mă. Ai crescut, te-ai schimbat, o crescut, s-a schimbat, nu-ți mai place de ea, corect? Știți că foarte mult se despart pentru că încep să se împrietenească și să se apropie la o vârstă infinit de mică. Infinit de mică. Deci prietenia, ca să aibă argument, trebuie să fie într-o perioadă potrivită. Pentru că, iartă-mă, dacă tu vrei să te căsătorești la 17 ani și nu lucrezi nimica, numai tot faci pe farma aia, ceva joc, cum zice ăla, da? Alimentează, zice o soră la un moment dat, avea 45 de ani, frate Caleb, se termină slujba la ora 20-30, că trebuie să-mi alimentez văcuțele pe farmă, săraca. Ce să faci? Asta era un joc, da? Înțelegeți? Altul la 32 de ani se joacă, eu nu pot să-i înțeleg pe ăștia, explicați-vă rog frumos. Domnule, își termină jobul, se retrage din job și merge cu sfântul lui telefon și se joacă, prietene. Și să mai miră că nu se însoară. Cum să te însori, mă, prietene, că tu ești cu telefonul pe jocuri? Poți să nască viitoarea ta soție, o să ai tripleți, ai zis amin? Ți-e frică, așa e? Da? Și când trebuie să ții tripleți în brațe, ce o să faci? În loc să te joci, miști telefonul. Când se umple în ghiuvetă de vase, cine spală vasele? Sorule, ziceți. O zis una, la noi mașina de spăla vase. Și cine le pune de ea? Păi bărbatul. N-a zis amin. Domnul Zăvera, vi se întâmplă? Nu. Înțelegeți ce zic?
o perioadă potrivită. Dacă ai ajuns la vârsta potrivită, trebuie să te rogi lui Dumnezeu să spui: Doamne, sunt pregătit pentru căsătorie. Ce înseamnă să fii pregătit pentru căsătorie? Înseamnă să fii suficient de dezvoltat emoțional, pentru că emoțiile pe care le-ai avut la clasa a 5-a nu mai potrivesc cu emoțiile de la 18 ani. Nu-ți mai place același tip de fată. Nu-ți mai place același fel de fizionomie. Ai alte plăceri. Dacă tu te-ai înjugat la 15 ani să te gândești numai la una și la 18 ani zici: mă, nu mai place. Cine te-a pus? Trebuie să fii suficient dezvoltat emoțional, fizic. Trebuie să fii suficient de dezvoltat spiritual. Căsătoria nu rezistă între doi oameni care nu-s pocăiți. Se bat zilnic. Vin la birou, la consilier, la noi ca păstor, ca slujitor și spun: frate, nu ne-a plăcut șervețelul, l-a pus așa, l-a pus invers, l-a pus așa. Dar ți-a crăpat mâna să-l iei. Că la haltere nu renunți, da? A fost greu. E greu un șervețel. De aici vine. De acolo e greu. Că el se simte dinozaurul familiei, el crede că e în centru. Când intră el pe ușă, toți se trebuie să ascundă. Ah, păi tu ești un fel de Dumnezeu, prietene. Nici Dumnezeu nu mai poate să facă nimic în casa ta din perspectiva ta, pentru că tu ești în centru. Ia smerește-te un pic. O zice cineva amin? Mie mi se potrivește, voi vreți? Ajută-ne, Doamne! Pe toți! Dezvoltat emoțional, psihic, alte gânduri ai, alte proiecte ai. La 15 ani recunoaște, băiete, că te-a interesat doar să o atingi, să o săruți, să o simți. Atât te-a interesat. La 20 de ani te interesează dacă vrea să aveți copii împreună. La 25 de ani te interesează dacă o să rămâi cu ea, dacă ajunge în cărucior. Opa, s-a schimbat creierul, gândirea. Dezvoltat emoțional, psihic, fizic și spiritual. O perioadă potrivită. Când alegi, trebuie să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, acum e momentul, acum e ziua. În ce dată vrei tu să ne căsătorim noi? Pe cine vrei tu să invităm la nunta noastră? Cine trebuie să fie în centru în slujba nunții? Să nu intru aici, că după aia... Ce simandicoșenii, Doamne ferește! Uneori trebuie să plec de la câte o nuntă mai repede, pentru că mi-e frică să nu intru în poze, știți? Că mă tem, domnule, de ăștia ce își permit la nunți oamenii, deci cu elicopterul, lumini pe cer cu focuri de lumini, artificii. Bă, dar tu ești un fel de Dumnezeu, mă. Să rămână nunta noastră în istorie. Păi în istorie rămâne. Mă, că rămâne și după divorț. Ai grijă. Rămâi în istorie de tot. În prezent nu mai e nimic. Tot la principiile purității mergem mai departe. E foarte importantă prioritatea pocăinței față de plăcerea fizică. Și aduc un caz biblic în vedere, sublinez faptul că Biblia spune despre Rebeca, Geneza 24:16, fata era foarte frumoasă și era fecioară. Și acolo sublinerea e așa: niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Băieți, vreți o astfel de fată? Trebuie să fiți astfel de băieți. Pentru că Dumnezeu nu blestemă o fată să binecuvinteze un băiat vagabond. Dumnezeu nu-și bate joc de puritatea unei fete ca să se simtă binecuvântat un om care și-a bătut joc de viața lui spirituală. Aici deschid o paranteză și nu mă refer la cei ce au trăit în lume fiind în neștiință. Mă refer la oameni care au crescut în biserică, tata și mama i-au dus la biserică și de mici au învățat că puritatea este obligativitate, nu opțiune. Prioritatea pocăinței. Vrei cu adevărat să ai viață fericită în familie? Fii pocăit. Fii pocăită. Uite, eu dau acord pastoral și la fetele care vor semnătură, le dau cu semnătură, da? Când băiatul urcă cu mâna așa și îl simți că atinge senzual mâna ta,
Și când vrea să urce mai sus, tu trebuie să faci doi pași în spate și să zici în numele Domnului, pac! Da. Prăznește-l! De acord, băieți? Cine-i curat e de acord. Eu n-am primit palme. Când vorbiți la telefon și se roșește linia cu ghilimele de rigoare și el zice, noi după nuntă o să facem așa, noi după nuntă... Zici, prietene, ești pe alte cărări? Mi-a căzut semnalul. Pac, închizi telefonul. O zis, amin, sorule? Închide telefonul. Ăsta e pe altă planetă. Vezi că și-a pierdut orbita. Marte e puțin spus. Stai, zboară, fisează. Nu-i permite. De ce? Hai să vă explic. Creierul băiatului este setat de așa manieră construit de Dumnezeu, încât el este determinat să se gândească la intimitate, la act fizic, intim, da? La relație sexuală, în momentul în care el o vede și își permite la nivelul minții să o poftească. De-aia Biblia zice, Matei 5, 28, dacă un om se uită la o femeie ca să o poftească. Nu zice dacă se uită la un bărbat. Și ai creierul bărbatului, da? Creierul băiatului setat ca a doua privire, dacă s-a îmbrăcat senzual, domnișoarelor, dacă n-aveți nimic de vânzare, nu puneți pe tavă, vă rog frumos. Eu nu pot să cred, omule. Trebuie ca pastor să mă duc să iau fete botezate în biserici și trebuie să mai iau un martor ca să fie clar că ce am spus e foarte bine și să-i spun, domnișoară, când vii la biserică și îmi cânti în față, nu mi-arăta lenjeria intimă, că nu mă interesează. Am ajuns să trebuiască să fac asta. Iertați-mă. Păi unde-i bunul simț? Unde-i etica? Asta nu-i Biblie. Asta e bun simț, asta e cultură. Deci nu-i normal. Și o să spună câte o fată, dar de ce se uită la mine? Nu, bine, ok. Hai să-ți explice. Pentru că intră un băiat care a vizionat o noapte întreagă pornografie și eu nu pot să-i setez mintea lui să nu se uite la tine. De ce? Pentru că în tine există un clic al păcatului. Dacă se uită, am un sfat pentru băieți. Băieților, dacă vedeți în raza ochiului o persoană îmbrăcată indecent, uitați-vă cum procedez eu. Dacă trece pe trecere de pieton și sunt în mașină, pun mașina în punctul mort sau în normal, dacă e o cutie automată, și îmi iau telefonul, că am suficiente mesaje, îți văd 200 că nu le citesc, n-apuc. Înțelegeți? Adică pe românește, îmi caut de lucru. A doua oară nu mă uit. Nu pentru că sunt slab. V-am spus că sunt căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume, e binecuvântată, e sănătoasă, slăvit să fie Domnul. Și dacă ar trebui să mă recăsătoresc, să repet istoria, da? M-aș căsători cu aceeași femeie, dar un pic mai repede. Dacă ar vrea, dacă n-aș putea să trăiesc. Pricepe ce zic? Nu te uita a doua oară. Nu te uita. Dar satana îți livrează imoralitate în propria ta mașină. Călătorești peste 150 de kilometri din punctul A în punctul B. Nu dau localitățile ca să fie bine așa. Da? Și tu îți iei în dreapta o fată îmbrăcată în colanți. Păi, ce care voi, că nu e în biserică. Vă rog frumos. Deci vă rog frumos. Nu arătați dezgust și nu produceți altceva decât sfințenie în jur. Am fost condamnat când am zis că nu e normal ca un băiat să meargă la sală și deja ai pus o întrebare despre asta și nu mă înțeles ce am explicat. Nu mă înțeles. Nu-i tot una să cazi într-un tomberon din greșeală, da? Care a dormit în tomberon, mâna sus? Hai, vă rog. Niciunul. Sigur? Unii nu știți termenul. Coș de gunoi de la mare. Unde încap și eu, da? Ok? Înțelegi ce zic? Da? Nu, nimeni nu a dormit în tomberon. Bun, dar dacă tu lucrezi la înălțime, ești pe scălă și fără să vrei, cazi în tomberon. Asta e diferență, nu? Dar dacă tu să așezi locul în tomberon și îți place cum miroase, era să zic brânza stricată, da? Am zis. Ați înțeles ce zic? Accidentul e una, dar când tu îți faci loc în tomberon, dacă tu îți faci obicei din a merge în locuri toxice, nu intra într-un loc toxic, pentru că te intoxifici. Care dintre voi vrea să mănânce o travă? Poți să-l văd.
Păi de ce mergi într-un loc unde te otrăvești? Dacă un bărbat se uită la o femeie ca să o poftească, Biblia zice, nu eu, cartea asta numită Biblia, care întotdeauna are dreptate, indiferent de unde o citești, a și prea curvit cu ea în termenul ebraic de inimă sau minte sunt interschimbabile, adică înseamnă de foarte multe ori același lucru, în inima sau în mintea lui. Fetelor, creierul vostru este setat de alte maniere, în așa fel încât voi nu vă gândiți la finalitatea prieteniei actului intim decât după ce sunteți atinse. Este motivul pentru care n-ai voie biblic să-ți pierzi puritatea acceptând o atingere senzuală din partea unui băiat. Nu știu cum să vă explic, mașina mea, nu vă spun marca, că e mai bine, dar nu vă imaginați că e 100.000 de euro, e o mașină modestă. Da? Are pe partea dreaptă, la ușa din dreaptă, intrare cu senzor, amprentă. Știți amprenta cui? Amprenta Alexandrei. Eu nu duc nicio fată, nicio domnișoară, nicio elevă, partea dreaptă. Cel mai greu a fost până au aflat primii elevi, că după aia și-au spus din generație în generație, nimeni nu mai a încercat. Când din greșeală a încercat o persoană care nu era din cultul pentecostal, trebuia să fie la o evaluare, a încercat să pună mâna pe clanță, eu, pac, i-am blocat ușa. Sorry, se deschide pentru tine. Ce să-ți fac? De ce? Pentru că îmi păstrez puritatea. Pentru că în intimitatea mea nu-i permit niciunei femei să intre. Decât ei, Alexandrei. Pe ce să zic? Mă întreabă băieții, am voie să o duc de mână? Sau să o țin de mână? Și eu îi spun, dacă e oarbă, până treci strada. Dacă o găsit într-o groapă, vrei, nu vrei, vine smurdul. Dar fiți atenți. Și în caz de accident, eu nu mă implic să ajut o persoană, o fată, o femeie, o domnișoară sau o doamnă, pentru că, în primul rând, nu-s poliție, nu-s mord, nu-s pompieri, nici nu știu exact ce trebuie să fac și nu-mi permit. Păstrează-ți puritatea. Fii pocăită. Oricare dintre voi, în secunda asta, dacă v-aș întreba, știi când ți-ai permis mai mult decât era limita? Răspunsul ai. Răspunsul știi. Știți că vin fete la mine și spun, pastore, frate Caleb, așa de rău îmi pare că am urcat în mașina aia. Mi-am pierdut fecioria. Mai am vreo șansă? Imediat după ce am căzut în imoralitate, îmi spun, m-au năpădit gânduri suicidale. Satana mi-a spus, tu nu mai ai niciun viitor, tu nu mai ai voie să te măriți. Tu o să fii o distrusă și dacă te măriți, o să divorțezi. Între băieți vrăjgani, care au făcut mult bodybuilding, intră în birou plângând și spun, frate Caleb, eu mai am vreo șansă. Eram la locul de muncă, în diaspora, mi-a zis unul odată, nu era în Spania, bineînțeles. Și în același birou cu mine era o fată. Și azi mi-a vorbit frumos și mâine mi-a vorbit din nou frumos. Și iar mi-a vorbit frumos. Și într-o zi am acceptat să mergem împreună. Am plecat la un suc împreună. Dar s-a terminat într-un club și apoi într-un hotel. Mai am vreo șansă. Nu te aștepta să fii binecuvântat dacă ți-ai terfelit viața. Niciodată Rebecca nu l-ar fi avut pe Isaac, care cugeta în taină pe câmp, n-avea nevoie de IT și de internet. Avea nevoie de o relație directă cu Dumnezeu. Niciodată Rebecca nu l-ar fi avut pe Isaac dacă Rebecca nu era fecioară și niciun bărbat n-ar fi avut legătură cu ea, nu doar frumoasă. Că pentru unele fete frumusețe e o nenorocire. Pentru că nu știu să-și proceseze frumusețe. Nu sunt terfeli viață. A fost la mormântarea unei surori dintr-o biserică și n-au apucat-o să o așeze în groapă. Și un băiat, băiatul dumneei, căsătorit cu copil de altfel,
a venit cu disperare la mine și a zis: frate Caleb, mă lăsați să urc în mașina dumneavoastră, în Tiguan, ca să nu vă speriați ce mașină am, da? Mă lăsați să urc în dreapta? Am o problemă gravă. Simt că nebunesc. Și se așteaptă că te faci de minune, nici măcar nu s-a pus tot pământul pe maica ta pe scriu. Așteaptă un pic. Stai un pic liniștit. Că mâine programăm o întâlnire la demisolul bisericii, în sala de consiliere unde nu mai e nimeni. Va fi totul confidențial și privat. A zis: nu pot. Lăsați-mă să urc în mașină acum. După ce s-a mers spre finalitatea slujbei de înmormântare, am urcat la volan. S-a așezat în dreapta, bărbatul ăsta a trecut de 25 de ani. S-a uitat în ochii mei și mi-a zis: trebuie să vă spun adevărul. I-a mințit pe pastori. Le-a spus păstorilor că noi doi am fost curați, că nici nu ne-am sărutat, dar de fapt noi am curvit pe bancheta din spate. Am curvit în locuri întunecoase, în păduri. Am curvit pe traseu de la Cluj la... Ce să mai facă? Simt că nebunesc, îmi pierd mințile. Dacă nu-ți păstrezi puritatea în prietenie, pe perioada prieteniei, ia-ți gândul de la binecuvântare. Nu poți o viață întreagă să-ți bați joc de Dumnezeu. Omule bun, când tu nu păstrezi principiile Scripturii, tu îi dai ignorul lui Dumnezeu. Tu efectiv îl scuipi pe Hristos în față. Tu zici: nu-mi pasă de principiile tale, de valorile tale, de ideile tale. Eu fac ce vreau. Și dacă faci ce vrei, o să primești răsplata. Nu uita. Principiile purității. Sunt mai multe, ți-am amintit câteva. Al doilea este: pocăința e prioritară plăcerii. Nimic n-are voie să fie deasupra pocăinței. Plăcerea asta fizică este interzisă. Creați-vă garduri, vă rog frumos. Care e problema dacă tu ca băiat vorbești cu o fată, încă nu v-ați logodit, da? Și vrei să mergi cu ea cu mașina. Care e problema dacă mai intră o fată, prietenă cea mai bună a ei, cu ea mașină? Care e problema? Mori? Mori? Nu mori. Când o întrebam pe Alexandra și eram în perioada prieteniei, dacă e de acord să vină cu un grup de la biserică de la noi, într-o misiune la sat, ea întotdeauna zice așa: o sun pe prietena mea, nu-i dau numele acum, și dacă e disponibilă, o să vin cu ea, altfel nu vin. Dar fata asta nu a crescut între pentecostali? Taică-sul și maică-sul au fost ortodoxi. Pe ce, pe ce zic? Că pentru ca să fii pur și să ai o curăție, nu-i neapărat nevoie să fii a patra generație de pentecostali? Trebuie să ai bun simț. Trebuie să respecti creșterea pe care ți-a dat-o tata și mama. Că nici un tată, nici o mamă nu-i spune la fiică să fii curvară, fii imorală. Nimeni. Dă la o parte plăcerea. Plăcerea are câteva secunde, dar în spatele plăcerii există o gaură care se creează în inimă. Toți băieții care și-au pierdut fecioria și toate fetele au mărturisit că niște traume emoționale le-a înconjurat mintea și satana le-a zis: tu nu mai ai nicio șansă. Uitat în birou la mine, nu eram birou bisericii, într-un alt birou, un adolescent. A zis: frate Caleb, așa de rău îmi pare, am văzut-o într-un autobuz. Am discutat cu ea, am mers la o întâlnire cu ea și să știți că am curvit împreună. N-avea nimic cu Dumnezeu, fata asta. Ce să fac? Ce pot să mai fac? Era botezată în apă. Le-a zis: păi ia-ți telefonul, drăguțule, și acum, după ce scriu un mesaj în care îi spui adresa unei biserici unde poate să meargă să-L întâlnească pe Hristos, după ce ai văzut două bife albastre, semn că o citi mesajul, blochează-i numărul și apoi șterge-l. Șterge-l. Chiar trebuie să-l șterg, da. O să vină presiuni la nivelul minții tale să-i mai trimiți un mesaj. Satana e foarte șmecher. Și ce zice satana? N-am voie să mai fiu așa, într-un cerc mai larg cu persoana asta, pentru că eu o să o chem la evanghelizare. Prieteni dragi, rețineți ce vă spun. Perioada de prietenie nu poate avea scop evanghelistic.
Dacă ești păiat, nu te gândi că o să vorbești cu o fată doar să o evangelizezi. Pune o legătură cu o fată serioasă și să discute ea cu ea. Adu-o la biserică, creează-i cadrul să ajungă la Hristos și mandatul tău s-a încheiat. Că dacă discuți azi, discuți mâine, discuți poimâine, discuți un an întreg, nu te mai mira că fata să te așează de tine, că asta e normalitate. Nu e normalitate? Vin generația adolescenților de acum, generația Z, se zice, da? Zice în felul următor, nu pot avea ca băiat o fată cel mai bun prieten, nu! De ce nu? Pentru că să o ridic, dacă vreți, pe toate fetele din sală și o să le întreb dacă se atașează de un băiat care îi scrie mai mult decât normal. Când ieși din domeniul profesional, dacă e la locul tău de muncă, da? Când discuți la locul de muncă este normalitate. Când treci la un alt subiect care nu are legătură cu locul tău de muncă deja, este atașament. Întrebarea mea este următoarea ție în fața ta ca băiat. De ce tu ca băiat ai întrebat-o pe ea și nu pe altă colegă, că mai ai încă 20? De ce ai ales să vorbești cu ea? Pentru că vrei să crezi, vrei să nu crezi, accepti, nu accepti, ai văzut la ea ceva în plus față de restul. Ei, dacă ai văzut ceva în plus, ea știe. Ea simte. Păstrează puritatea. Fii curată. Vă dau o imagine reală. În clasa 9 la Colegiul Economic din Cluj-Napoca, Iulian Pop, în prima bancă era o fată. Fata asta era o fată foarte specială, nu pentru că e sora mea, ci pentru că așa era ea. Știa foarte bine matematică, acum e în Australia, e căsătorită, are 5 prunci, binecuvântată, Domnul să o binecuvânteze în continuare, la fel și pe voi. Pentru voi nu vreți? Ok, în sfârșit. Da? A intrat un băiat, masa ei, adică unde stătea la școală, era exact lângă ușă. A intrat un băiat, nu știu sigur dacă era pentecostal sau nu, baptist sau nu, nu știu exact. A intrat și a zis, vrei să vii un pic cu mine până afară să povestim ceva? Și a zis, Persida, sora mea, cu 3 mai mare ca mine. A zis, eu am venit la școală să învăț. Ăla a înghețat. Așa s-a dus ca fulgeroi și boja. Adică am vrut să-ți spun că tu ca fată ai argumente să te impui, dacă vrei. Argumente. Creează-ți un cadru de așa maniere încât chiar dacă ar veni presiunea emoțională, fizică, amintiri, gândiri, stări, scenarii, istoric, lucruri din viața ta, din trecutul tău, dacă este un trecut păcătos, să nu poți să le derulezi pentru că nu există cadru. Dau un sfat aici, da? Te-ai împrietenit ca băiat cu o fată și urmează să vă căsătoriți. Păi nu stați bot în bot, iertați-mi expresia, că n-am cum să vă spun altfel. Mai și vă faceți poze și le puneți pe internet, de trebuie să vă dau un friend și un follow, că mi-e greață. Sunt pastor totuși, înțelegeți? Vă rog frumos, nu mai pătați imaginea bisericilor. Vă rog frumos, apropo de mare, vă rog frumos. Vă pozați și vă puneți pe prieteni. Ai voie să spui pozele pe care poți să le pui duminică dimineața la cină pe display. Și nu ți-e rușine. Mai auziți ce am zis? Amin. Cartea spune foarte clar, fântâna ta nu o da la oricine. Nu poți sta pe internet, fântâna ta. Există un cadru intim al familiei tale. Când te vei căsători, vai avea familia ta. În familia ta nu ai nevoie să intre oricine. Puritatea trebuie să continue și după căsătorie. Amin. În toată viața ta. Când ți s-a prins un clic și ți-ai dat seama că un duc necurat a intrat în mintea unei femei, a unei domnișoare, a cuiva și nu-i nevasta ta, nu-i viitoarea ta soție, efectiv blochează clicul ăla. Nu sta să macine, creează monștri, dinozauri o să intre în casa ta. Te mai miri că divorțezi? Te mai miri că vai ce se întâmplă, domnule? Te mai miri? Puritate. Este așa o șmecherie de asta în care un băiat zice eu sunt centru în biserică, eu sunt cel mai tare, eu scul, toate fetele ar vrea să se mărite cu mine. Ăla rămâne singur, nensurat, vai și amar de el, nu zici nimeni amin că nu e bine, dar vreau să vă spun ceva, nu e normal să fie așa. Fii onest, mă, prieten, ești un simplu om ca mine, te poți căsători cu o singură femeie și cu ea trebuie să fii doar prieten și gata, ne-am înțeles? Când
e momentul în care treceți de logodnă și sunteți aproape să vă căsătoriți, uitați-vă cum ar fi bine să faceți. Eu nu zic să nu intrați niciodată voi doi într-o cameră în casa părinților voștri, a unora dintre ei. Dar când știi clar că ai intrat cu ea într-o cameră, între tine și ea trebuie să fie o lungime de Biblie. Biblia mea e mică, nu e suficientă. Da? În pandemie le-am zis că pandemia numai pentru asta a avut rost, în penticostalism și în între evanghelici, pentru ca să creeze distanța normală între un băiat și o fată, înainte de căsătorie. 2 metri vorba, da? Ați văzut ce am zis? Deci eu înțeleg că trebuie să discutați cum se realizează tortul, da? Eu înțeleg că trebuie să discutați lucruri, detalii din nunta voastră. Dar măi, prieteni, iertați-mă, nu e normal ca părinții voștri să se jeneze că din greșeală intră peste voi și voi sunteți claie peste grămadă. Vă rog frumos. Animalele le dau zouă, da? Ați auzit ce am zis? Nu e normal. Ești tu ca băiat cu ea în cameră, spune-i mamei tale, spune-i tatălui tău, dragilor, ori de câte ori aveți nevoie să mergeți în camera cealaltă, prin camera noastră, sau dacă vreți să vă găsiți de lucru, chiar să vă căutați, să luați ceva din vitrină, nu știu, din pe masă, din dulapuri, aveți nevoie că trebuie să mergeți, vă rog frumos să intrați, chiar vă rog, am nevoie de asta. Am nevoie de un backup în minte care îmi spune, nu poți să faci ce vrei. Nu poți să faci ce vrei. Orice atingere senzuală îi fură puritatea băiatului. Prea multe traume am întâlnit la băieți, să nu vă spun numai adevărul. E foarte important în principiile purității să ai parte de această siguranță a providenței spirituale. E nevoie și să cunoști care e proveniența persoanei cu care vrei să căsătorești, dar e foarte clar să crezi în providența spirituală, providența lui Dumnezeu. Eu mă tot mir și mă tot gândesc, vin la noi ca slujitori, înainte să căsătorească, vine câte o fată și zice, mă voi căsători cu cutare. Ei știe numele, har Domnului, că... Mă, la ce nume mai sunt pe planetă? La unii trebuie să le înveți pe de rost numele, ca să le știi, da? Ei știe numele și ca slujitor o întreb, cine e pastorul lui? Nu știu. Îmi vine să-mi dau două palme, știți? La ce biserică e membru? Nu știu. Dar ce știi? Știi ceva despre el spiritual? Nu, are ochi albaștri, e frumos, e inteligent, are mașina nu știu care. Bă, prieteni, opriți-vă! Asta nu e normal? Păi cum să nu știi nimic despre viața lui spirituală? Păi, e născut din nou? Asta e întrebarea la care trebuie să răspunzi ca fată. El, de care îmi place, e disperată. E născut din nou? Are o relație personală cu Domnul Iisus. Are timp de rugăciune personal. M-a provocat vreodată în timp ce povesteam și să spună ce ți-a vorbit Dumnezeu ieri. A venit un băiat la mine odată și a zis, frate, care îmi dați niște versete din Biblie, că îmi place de fată. Zic, mă, prietene, eu nu-s matrimonial, iertat. Cu iertare, Biblia se citește ca acasă, Biblia, nu? N-ai pe telefon. Dacă nu știți niciun verset, dă-l pe sărci. Caută cumva cu lupa. Știți că există lupa, sărci. Da? Adică este câte un băiat care dintr-o dată când vrea să se însoare bine, caută pe Biblie prietene, din toată merge la rugăciune, din toată interesat. Și n-ar fi rău dacă ar fi schimbat din interior spre exterior. Și în interior și în exterior. Dar dacă numai atunci faci asta, ai grijă. Ai grijă, fată, că o să te însori cu unul care pozează în pucăit, și se îmbracă frumos câtă vreme la biserică, vorbește frumos, numai din Biblie îți spune, are în limbaj de ăsta miros, așa foarte interesant, religios, chiar penticostal, numai despre Dumnezeu vorbește cu tine. Dar ăsta e un fals, ferească Domn, depui razele Duhului Sfânt pe el, te blochezi. Vă dau un caz. A venit o fată odată la între colegele ei sau fete din biserică și a zis, mă voi căsători. Șocant, cu cine? De-aia v-am zis că prietenia nu-i normal să fie nici prea scurtă. Deci eu nu cred într-o prietenie de 3 luni, decât în caz de excepții. Și 6 luni ca puțin. Deci când cineva vrea să facă repede, ceva acolo poate fi o problemă. Analizează bine cazul.
te grăbi. Și fata repede a venit, fain frumos, dintr-o dată, întotdeauna când venea el, venea cu un BMW. Parca BMW. Ascultați și bine maniera era. Cobora de la volan și deschidea ușa. Prințesa, te rog. Asta era topită, terminat. Bă, ce au, mamă? O să spele vasele? Nu o să mai am nimic de lucru? O să dorm continuu. Cam dormea spiritual, săraca. Și foarte repede, repede, ne căsătorim. Nu s-a întrebat nimeni, nici te-ai căsă ei, nici mai căsă ei. Bă, de ce așa de repede? Ce costă? Nu cumva are cazier. Ce se grăbește, mă, arătă să intre în pușcărie? Ce cu el? Să apuce nunta înainte? Să declare la mascați? Ce cu el? Nu a zis nimeni nimic. În perioada prieteniei, fata a simțit că e un pic agresiv. Că atunci când el nu era aprobat, se enerva. Și fata și-a dat seama de asta. Tot zis, mă, așa-s băieții, mai nervoși. Nu-s așa băieții, să știți, fetelor. O trecut nunta frumos, după câteva luni de la nuntă, o bătut-o. Se caz real. Amândoi de la penticostali. Ce trebuie să fac? Să-i zic, domnișoară, poți divorța, nu? Așa trebuie să zic. Hă? Eu nu pot să dau acolo la divorț. Iertați-mă, eu vorbesc biblic. Doamne ajută! Ai posibilitatea să divorțezi dacă există infidelitate testată, nu imaginată, testată, dar cu imposibilitatea să te recăsătorești. Mai zice ceva mine. Deja e periculos. Deci trebuie să te gândești bine înainte să te căsătorești, că dacă nu-ți reușești, rămâi singur pe viață. Aici deschide o paranteză. Vine câte unul și zice, dar cum, la 26 de ani să las singur pe ăsta? Nu se poate înfrâna și curvește. Bă, dar de unde e optica asta? De care au apărut ideile astea? Întrebare. Cine are dreptate atunci când pune întrebare? Biblia sau umanitatea? Hai, ziceți-mi repede. Amândouă, să știți? Cine are? Biblia. Biblia are dreptate. Deci niciodată n-am voie să pun sentimentul în fața Bibliei sau deasupra Bibliei. Mila n-are voie să biruie judecata Scripturii. Mira biruie judecata în alt context, nu aici. Da? Deci când e vorba de principiu, ăsta e talonul. După ăsta măsoră. Ăsta îmi zice adevărul. Și atunci, Biblia îmi zice felul următor. Câtă vreme nu ești căsătorit sau nu poți fi căsătorit, trebuie să te înfrânezi. O zice cineva amin, că nu prea aud. Amin. Și atunci, dacă el ajungea până la 40 de ani să nu fie momentul potrivit pentru el, ca excepție, să se însoare, până la 40 de ani, de la 20 de ani, putea curvi? Putea curvi? Avea voie? N-are voie. Păi de ce l-a obligat pe ăsta la 26 de ani, că neapărat să curvească? De ce nu se frânează? Cine l-a pus să se însoare cu aia? Cine? Cine l-a pus să-și diminueze spiritualitatea? Cine l-a pus duminică seara când era program la biserică să meargă la meciuri? După căsătorie și în timpul prieteniei. Cine l-a pus când a văzut că ea vrea să tragă un pui de somn? Taman duminică seara, domnule! A căzut un duc de somnolență, pentru ea nu mai poate nimic. Păi, prietene, îți dau un sfat. Ai făcut mușchi, nu degeaba. Când vezi că nu vrea să vină la biserică, o ridici în brațe. O așez de mașină frumos și am odăvit la biserică. O zis, amin? Amin. Nu mă interesează cum veniți la biserică. Veniți la biserică, fără agresivitate, da? Ne înțelegem. Adică știi cum să o iei, cum să pui problema. Încât veniți la biserică, pune accentul pe viața spirituală. Unii se căsătorește după căsătorie, domnule, au dispărut. Ăștia sunt zeci de ani de miere. Numai că numai acid dau pe acasă. Numai mărăciune. Păstrează-ți principiile. Știți că după câteva luni să vă termin realitatea acestei vieți, acestei fete, o trebuie să meargă cu poliția părinții. Să o scoată de la el. Eu nu zic că o făcut bine părinții. Dar asta s-a întâmplat. Și într-un moment în care a ajuns la biserica lui, a mers la pastor, taică-s o fete, și a zis, pastore, că totdeauna pastor îți vinovat, știți? N-aveți pe cine să dați vina, ok, asta e. Suportăm mult, Doamne ajută cât de mult. Dar bine ar fi să ne și schimbăm. Voi care dați vina incorrect.
O zis, pastore, de ce nu ne-ai spus că ăsta e un agresiv și jumătate? Și ce-o zis pastorul? Ați venit vreodată să mă întrebați cum e el? Dacă m-ați fi întrebat, vă spuneam cum e. Păi ce poși? Nu doar mușchii lui trebuie să fie interesanți, nu doar modul în care se impune, nu maniera în care atrage mulțimile, nu populismul din el, să fie pocăit, domnișoară, soră, stimată soră, te implor, nu-ți lua un nepocăit. Te nenorocești pe viață și nu mai poți divorța. O tragi toată viața. În birou la mine a intrat o femeie de 64 de ani, în urmă cu un an aproximativ. Era îmbrăcată în negru, disperată de dreptul. De ce? Pentru că băiatul ei trecut de 40 de ani, puțin, a fost găsit după 3 zile, cu ștreangul în gât, în crengile unui copac, dintr-un cartier din Someșeni. Un bărbat care făcea jogging pe acolo avea un câine și câinele l-a simțit în nări. Așa l-a găsit. Nepotul sorei, la 15 ani aproximativ, într-o depresie accentuată, o traumă emoțională mare, nici n-a putut fi prezent la mormântare, așa de mare durere avea și supărare pe taică-su. Când a intrat în birou la mine, Duhul Sfânt mi-a zis, o întreb, dragă soră, dumneavoastră cum v-ați căsătorit? N-avea nicio legătură cu realitatea problemei ei, aparent. Păi să vedeți, frate Caleb, că atunci când am avut momentul de a mă mărita, tata și mama mi-au zis că stai un vagabond, că vrea să se boteze numai pentru mine. Și mi-au zis să nu mă duc cu el. Și pentru că părinții mei mi-au interzis, am fugit cu el. Și acum m-a cuprins o emoție, că 3 generații au fost impactate de decizia unei fete. Și întrebarea mea a fost măcar asta. Am vrut să simt că e alinată durerea ei. Mi-aș fi dorit să fie așa. Și a zis, dragă soră, măcar înainte de moarte, bărbatul dumneavoastră s-a pocăit? S-a uitat plângând la mine? Ea care avea acum traume și nu mai putea dormi frumos în casă, acolo unde știa că a fost băiatul care s-a spânzurat. Eu zis, frate Caleb, nu. Pe patul morții a mers un slujitor la el și a zis, nu vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Mântuitor? Și a zis el, plecați de aici cu Iisus Hristos, să nu vă mai văd în fața ochilor. Și a murit. Adică decizia ta ca adolescentă, sau la vârsta majoratului mai precis, când ai trecut de 18 ani, decizia ta poate avea impact în 3 generații? 20 de ani, știu surori care au tras, s-au chinuit, care atunci când intra el ca un animal cu alcool la bord, trebuia să iasă pe cealaltă ușă din spate, îi lăsa mâncarea pregătită pentru că vrea să dea dovadă de un caracter cristic. Și pruncii erau programați să doarmă la ora aia, să nu cumva să-i agreseze pe careva dintre ei. Doar atât am să le felicit când au divorțat. În rest, ce să zic? Lucru manual. În viață, cum îți aștepti așa doarme? Noi terminăm conferința în seara asta, tu faci ce vrei oricum. Tu poți să-mi dai ignor la mesajele care le-am zis. Dar fii atent, că sunt prea realistic ca să nu le bagi în seamă. Îți extrase din viața în care trăiești tu și eu. Și nouă, amândurora, viața ne dă lecții. Că dacă nu înveți din istorie, ești condamnat să o repeți. Nu-ți vorbesc doar biblic. Biblia e la bază, dar îți vorbesc despre viață. Comule bun, ți-am repetat de la început, trebuie să fii cu probleme mentale să vrei să-ți distrugi viitorul. Să te intereseze proveniența lui spirituală. Se roagă? Citește din Biblie. Are o relație reală cu Domnul Iisus Hristos? Îl simți în aer că are un etos, o atmosferă spirituală înaltă? Vezi că principiile lui sunt spirituale, realizezi că gândește în manieră biblică, realizezi că ce vorbește el e extras din Scriptură, realizezi că viața lui bate cu realitatea vorbelor lui? Sau una zice, alta face. Fetelor, vreau să vă întreb ceva, băieții să nu mă audă. Care dintre voi ați fi gata să vă măritați cu un băiat care bea în fiecare seară un pahar de vin? Hai, încă ridicați mâna sus, vreau. Niciuna, mă. Păi am văzut că în Spania se gâmbea, nu? V-ați auzit, băieți? De-aia unii vă zurați.
Ați priceput ce am zis? Păi dacă are un nivel spiritual jos, josnic uneori, dacă el gândește doar atât să pună mâna pe tine, dacă pe el îi interesează carnea lui, ascultați-mă, în prietenie există un mit satanic, zice băiatul, dacă nu mă las să te ating, nu mă iubești. Tu spune-i, dacă te las să mă atingi, nu te iubesc. Înțelegi? Dacă zice, pentru că nu mă las să mă apropie mai mult de tine, te părăsesc, zi, viteză! 1000 pe oră să dispare. N-am nevoie de un astfel de băiat. Păi cum ne creăm noi apropierea dacă nu ne atingem? Simplu, prin limbaj. Perioada de prietenie este o perioadă în care să vă setați principiile. Câți prunci veți avea? I-a acceptați pe toți? Zice cineva, amin? Dacă vrea Domnul doi, nu? Dacă vrea mai mulți, nu prea la modă. Dar dacă nu vrea deloc ca la noi, te răzbuni? Te cerți? Cu Dumnezeu. Ești gata să acceptezi planul lui Dumnezeu? Asta e ideea? Asta e întrebarea. Ești gata? Setează-ți principiile. La ce biserică o să mergem? Domnule, vin oameni și se căsătoresc și nu știm unde să meargă la biserică. Și trebuie noi slujitorii să tragem de el. Aduce adeverința odată. Dar mă, prieten, normalitatea este când tu vrei să te căsătorești, să stabiliți împreună de comun acord unde o să vă așezați fizic și normal ar fi să fiți membri în biserica locală din localitatea unde sunteți voi. Bine, pot trece câteva luni de acomodare că ăla nu vrea așa, că ăla nu-i place chitara lui cu tare, nu-i place că ăla are acordon, că biserica e nu știu cum. Ok, am înțeles, hai, dar nu trece la luni întregi și ani întregi și voi nu știți să sunteți stabili în ce biserică sunteți ca să jonglați unde vă duceți pruncul la binecuvântare, de ce nu-mi place de ăla, pacă-l duc dincolo. Bă, prieteni, vă rog frumos, fiți serioși. Amin. Să te intereseze dacă este cu adevărat botezat real. Am ajuns să pun la teste băiatul care vine la cateheză și se spune, ai prietenă? Da, e din lume? Dacă vrei să te botezăm, adio. Fac bine? Cineva a experimentat. O zis amin. Adică nu se poate sâmbătă seara să curvească și duminică să le bagă în baptistier. Despre ce vorbim, prieteni? Nu-i normal sâmbătă seara să stai cu capul în pornografie și duminică dimineața să bați pe chitară sau pe acordeon. Să pui mâna pe microfon, băi, să te curenteze microfonul ăsta, trebuie să simți. Să nu-ți permiți să ai emoție când fii aici. Și nu venim de show, de distracție, să avem oameni pe scenă. Aici e prezent Hristos. Amin. Aici e prezent Duhul Sfânt și e Sfânt Duhul. Aici e prezent Dumnezeu Tatăl. Cum i-a carbonizat pe cei doi fii al lui Aron când și-au luat cădelnițele lor cu foc. Și-au zis Dumnezeu, dacă ați luat un foc străin, nicio problemă, trimite un foc, vă carbonizează pe loc. Dar, Doamne, pentru o minciună îi omor pe loc pe Anania și Safira. Da, pentru că și-a s-a obișnuit prea mult cu Dumnezeu. Tu-l rupi în două, îl tai cu forfeca pe Uza. Pentru că a atins chivotul într-un mod interzis, călcând cu nonșalanță, flagrant, peste legile pe care le-a primit David ca rege și care avea o copie care trebuia să o scrie în fiecare zi cu mâna lui. Ai milă, Doamne, de noi. Proveniența spirituală. Vă mai spun un singur lucru și apoi trebuie să terminăm că, nu știu, se apropie momentul. De unde știi cu cine trebuie să te căsătorești? Și e o nebuloasă mare. Îmi place și de ea, îmi place și de ea, îmi place și de ea, îmi place și de ea. De unde știu? Trecem mai departe la perioada de călăuzire. Acolo trebuie să ajungem. Display-ul, clic, clic, clic. Perioada de călăuzire. Trecem peste câteva slide-uri. Aici, aici. Ok. Trebuie să ai o călăuzire personală. Deci ascultați-mă, după ce am știut clar că Alexandra va fi soția mea, și asta eu am știut înainte să fiu prieten cu ea, da? După ce am știut clar că ea va fi soția mea, dacă venea președintele cultului pentecostal de atunci în exercițiu, pastorul Pavel Iuvi Știpei și îmi spunea, nu-i de la Domnul, aveam curajul să-l contrazic în dreptul meu.
și să-i spun, vă rog frumos, frate păstor, să știți că chiar dacă de obicei nu greșiți, aici greșiți. Ia-i pentru mine. Călăuzirea ta trebuie să fie personală. Dar ai mare atenție că din moment ce tu te-ai apropiat foarte mult de fata aceea, o să ai mare probabilitate și posibilitate să visezi doar despre ea. Știți cum o zis unul? Doamne, fie voia ta, fie cum îi vrea, dar Maria, fia mea. Dacă vrea Maria neapărat. Stă în cap. Am întâlnit o fată care a zis, uite, frate care postesc 40 de zile pentru băiatul ăla, pentru că știu sigur că e pentru mine. A zis, nu mai postiți, vă rog frumos. Că regulamentul este în felul următor. Dacă băiatul vine să te întrebe, atunci trebuie să răspunzi la o întrebare. Nu răspunde soră la o întrebare care nu ți s-a pus. Că o să vorbești neîntrebată și cam băgarea în seamă nu prea e ok. Înțelegeți? Bine, dacă e un pic mai așa, mai moale, nu-i mototol, cum zici tu, da? Dar dacă e un pic împletecit așa, nu știe să vorbească. Păi începe-i tu întrebarea. Pune o întrebare încât să formuleze răspunsul. Înțelegeți ce zic? Dar analizează-te personal. Ai nevoie obligatoriu în călăuzirea ta legată de căsătorie de o perioadă în care să nu vorbești cu oamenii. Ia, oprește-te din discuție cu fata aceea. Dacă ai pus ochii pe ea, vrei să te însori? Era să zic să ridici mâna sus cine vrea, că era ploaie de mine. Dar nu zic, ok, știu eu cine vreți. Adică toți care sunt necăsătoriți, da? Ne-am înțeles. Ok, vrei să te însori cu adevărat ca băiat? Ia, taie-ți de pe listă pe 10 din 11. Pac, 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 pac. Urmează una. Dacă rămâne una singură pe lista minții tale, atunci vrei să te însori cu adevărat. Dacă nu, povești. Când s-a rămas una singură, să rămână atât de puternic așezată pe mintea ta, fără să te îndrăgostești de ea, să n-a pus să faci asta, pentru că îndrăgostirea creează ceață în deciziile tale, da? Să ai capacitatea să spui lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu ești de acord cu fata asta, eu mă căsătoresc cu ea în cazul în care și ea acceptă planul lui Dumnezeu. Dacă nu acceptă, nu putem obliga, nu? Ok? Asta e viața. Acum trebuie să vă spun cum am spus radio, nu? Vreți sau știți? Unul singur viața pentru el să schimbă istoria. Perioada de analiză. Eu vă spun cum să faceți voi, cum am reușit eu, pentru că vă spun clar, nimeni nu se poate căsători mai bine decât mine. Nu există mai bine. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu m-a ajutat cu asta. Pași practici. 1. Pune pe lista ta o singură persoană. Niciodată n-ai voie să o schimbi până când nu primești un răspuns din partea lui Dumnezeu de da sau nu. Dacă primești nu, ai voie să o schimbi. Între timp n-ai voie. Deci nu te întorci așa, te învârți, te joci, da? 2. Postește. Ce înseamnă asta? Stai înaintea lui Dumnezeu să-ți dezactivezi, dacă e nevoie, propriile tale dorințe. Când Dumnezeu are un plan excepțional cu viața ta, uneori Dumnezeu va lucra deasupra voinței tale copilărești. O să-ți placă până la urmă, dar plăcerea asta va fi deasupra a ceea ce vezi. Va fi în primul rând o plăcere spirituală, apoi o plăcere fizică. Pentru asta ai nevoie să scoți din sufletul tău acele ifose, simandicoșenii, ideile tale. O, câte idei au fetele, să fie așa, să-mi deschidă ușa așa, să intre așa cu mine în restaurant, să facă asta. Vă rog frumos, aruncați-vă serialele pe foc, o zice cineva amin? Vă rog, nu vă mai uitați la filme, că vă nenorocesc. Cele mai mari traume le are generația Z, născuți din 2000 încoace, știți de ce? Pentru că ăștia s-au uitat la o grămadă de episoade, au văzut episodul ăla. Bă, prietene, ăla e îmbrăcat la 4 ani, ăla e frumos, ăla face o regie, în viața lui e divorțat de 5 ori. Ce îți prezintă el, are 5 minute de activitate regizorală, sau cum îi zice, da? De regie. Film, nu e realitate? Păi normal că atunci când vine bărbatul tău acasă, obosit, după ce a muncit aproape 12 ore în loc de 8, și tu vrei să-i spui, oh, hai, vorbește cu mine, bă, s-ai terminat, realitatea alta. Acolo un film vine, doar el povestește, oh, îți dau timp, ocazie. Ia, stai un pic, revino-ți. Revino din film în realitate. Da? Și când vezi că nu poate mai mult, ajută-l. Știi cum trebuie să-l ajuți? Tăcând. Să zic amin, frate. Ați înțeles ce a zis? Postește, scoate-ți-le ideile alea. Ideile de science fiction, de iluzorie. Viața nu e așa.
Viața e cu bune, cu rele, cu accidente, cu necazuri, cu momente în care se îmbolovănește, e bolovan, efectiv. Nu poate să se miște mai încolo, nu poate, nu-i cere, că nu poate. Când nu poate el, poți tu. Când nu puteți nici unul, poate Dumnezeu. Amin. Dar faceți-vă partea. Reacționați, cedați, renunțați. La orice trebuie să renunți, până la principiu. Când ți se cere să faci un păcat renunțând, n-ai voie. Orice e copilăresc. De exemplu, de ce să fie cămașa albastră? Nu mă interesează. Eu nu știu cum să vă explic, eu nu mă îmbrac singur. Apropo de băieții care nu văd realitatea din puncte fixe, da? Dacă eu trebuie să-mi iau o haină, mă duc și deschid dulapul și aproape că-s cu mâna pe ea, dar nu văd, domnule. Și zic, Alexandra, unde mi-i? Și Alexandra vine și zice, cu ochii închiși, pac, o atinge. Asta e viața. De ce? Fata vede detaliile, pac, 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 frumos, detalii, culoare, asortare, așa? Băiatul vede proiectul. Apropo, care dintre v-ați văzut că e antifonată clădirea? Eu numai cum o văd. Și de când e aici? Înțelegeți ce zic? De ce-s culorile alea? Ele se întreabă, îs egale? Îs puse cum trebuie? Ăla nu mi-e sus scală. Eu văd proiectul, de ce așa? De ce? Înțelegeți? E un creier diferit de băiat, e un creier diferit de fată. Așa că în domenii de asortare, nu vă băgați cu bolovanii și cu bocanci și prieteni. Bărbați dragi, vedeți că dacă vă vopsiți casa într-un fel, atâta se învârte sora asta, nevasta voastră de viitor, încât o mai vopsiți toată personală. Și este tot cum vrea. Succes. Numai că lavabilul e pe cardul vos. Ce să faci, nu? Dacă n-ai înțeles din prima, ați înțeles ce zic? Postește că să-ți scoți ideile alea care uneori produc certuri fără sens. 3. Permite lui Dumnezeu să-ți vorbească prin metoda pe care o alege Dumnezeu. Poate să-ți vorbească Dumnezeu prin vise. Bine ar fi să nu fie din partea ta sau să nu fie de la tine visele. Da? Prin pace interioară, prin predici, prin prorocii, prin cântări. Dar fii atent, nu-ți alege tu cântările care ți se potrivesc zie, că vrei tu așa. Fii disponibil, deschide-ți mintea larg. Zii Domnului, Doamne, acum sunt în fața ta, nu vreau să-mi distrug viitorul, vreau să-mi vorbești clar, cum vrei tu. Fii perseverent în asta. Se poate, Domnule. Astăzi vorbești cu o fată, mâine seara ești cu alta în mașină. Ești ok? Am dubii dacă ești ok. 5. După ce ai primit planul, pornește. Asta e pentru băieți. Cum să procedez, cum cred că e bine, cum am procedat eu. 3 săptămâni, da? Prima dată când am văzut-o pe Alexandra, eram în biserica din Florești, județul Cluj, da? Aproape de Cluj, 13 km, cred că. Da, și eram vonul bisericii aici, așa? Aici eram noi 3 băieți cu tata, care tata e slujitor prezbiter și am un frate care e diacon, prin harul Domnului, slăvit să fie Domnul pentru asta. Dar în partea asta, la altă, era un grup de închinare care cântau. Eu eram undeva aici, da? Și vis-a-vis de mine era o fată. Eu n-am văzut-o până atunci. Chiar n-am văzut-o, recunosc. Că și atunci vedeam ca acum, ca un băiat, da? Și după o cântare a fost un îndemn și ne-am ridicat la rugăciune. Ei, când ne-am ridicat la rugăciune, eu cum stăteam aici, am auzit o voce de fată care se roagă frumos. Și azi dimineața am auzit-o. Asta e ce mai special. Vocea e cea mai frumoasă în rugăciune. Asta e o parere, nu mă pornesc, că după aia mi-e greu să mă opresc. Dar, ok, când am auzit cum se roagă fata asta, mi-am deschis ochii. Și am zis, bă, cine e fata asta care se roagă așa? Nu se ruga nici prea tare, nici prea încet, nu se ruga să impresioneze. Nici nu știa că eu am auzit-o, nu-i interesa despre asta. Se ruga, efectiv se ruga. Am urcat în mașină noi cu frații, suntem 3 băieți, 3 fete, cu părinții eram 8, am urcat în mașină într-o dubă și înspre drum, spre casă. Mama a zis, din partea dreaptă, de lângă tata, care era la volan, ați văzut-o pe frumoasa din Florești? A zis, băi, place la mama. Asta e bine. Vedeți că dacă nu-i place la mama, o să fie cumva, până la urmă, dar o să fie foarte greu. Mai ales dacă ești băiatul mamei, că ești băiat. Dar ok, am zis, bă, lucrurile e regulă, ok. Am mers după aceea, într-o vineri seară la biserica ei, la o seară prelungită de rugăciune, și am pus un semn. Am zis, Doamne, mă duc la biserica asta, era o biserică de sat, da? Și te rog frumos, dacă tu ai ceva în plan cu mine și cu fata asta, cu Alexandra, eu nici știam exact cum o cheamă, numele de familie, nu știam aproape nimic despre ea, da? Doar ce am văzut acolo și ce am auzit de rugăciune. Și am zis, Doamne, dacă e voia ta, fă ca în seara asta să nu mă pună să slujesc nimic. Să nu predic, să nu dau un demn, să nu recit, să nu mă rog individual. Să mă rog doar cu biserica și atât. Era cam aproape imposibil asta, știți? Că semnul trebuie să fie cam imposibil.
Oricând m-am dus la biserică, acolo am slujit cu ceva. Nu contează cu ce, dar am slujit cu ceva. În seara aceea s-a terminat slujba de închinare și n-am slujit nimic. La final, prezbiterul bisericii, parcă așa cum ar văd, au venit spre mine, oarecum să-și ceară scuze că a fost aglomerat, că erau niște invitați din altă parte, în fine. Între timp, pe coloar, recunosc că în seara aia m-am uitat foarte mult la Alexandra, poate cel mai mult din istoria vieții mele, de până atunci, că de atunci a întâmplat altfel, da? Și la final i-au venit pe coloar, înspre spate, și au zis prezbiterului, pentru că nu l-a spus în seara asta, data viitoare predică de două ori. Am zis, băi, place de mine. Aveam o iluzie, săracu. Ea nu, ea era doar o persoană care discuta cu cineva care îi da prezent. Să nu mă simt în plus, da? Cam asta era ideea. Am coborât la demisol, am servit un ceai, nu mai știu ce, că nu m-a interesat nimic, nu m-a despre ea mai interesat, recunosc. Spre final, m-a interesat să aflu o dată de contact. Nu vă dau idee cum se face, dar vă spun cum a făcut eu, da? Și la final am zis, uite, poți să-mi dai e-mail-ul, pentru că am niște articole pe care le scriu pe blogul caleb.wordpress.com și vreau să mi le corectez. Era doar un pretext, că încă nu a apucat. Suntem de peste 12 ani, ajungem la 13 ani de căsătorie și încă nu a apucat, avem vreme, slăvit să fie Domnul pătroasă. Da, am plecat acasă, în seara aia m-am pus în genunchi. Și am zis, Doamne, număr 3 săptămâni și în astea 3 săptămâni, te rog frumos să-mi spui prin orice metodă alegi tu dacă fata asta e pentru mine sau nu. Uite cum te rog. Dacă îmi spui prin toate metodele da, la finalul celor 3 săptămâni, indiferent ce se întâmplă, eu mă duc și o întreb pe ea. Dacă acceptă bine, dacă nu, nu o pot obliga. Dacă prin toate metodele îmi spui nu, nu va ști nimeni că mi-am plăcut de fata asta, numai tu, Doamne. Eu nu vorbesc cu nimeni despre asta. Dacă la finalul celor 3 săptămâni nu spui nimic, am zis, Doamne, fii atent, că eu mă duc și o întreb. Și pe cale naturală, asta înțeleg că asta e călăuzirea pe care vrei să mă dai. Dacă ea zice da, bine, dacă nu, nu, asta este. Asta a fost vineri seara. Eram acolo la biserică cu mai mulți băieți din Cluj-Napoca, dar n-am vorbit cu nimeni despre asta, n-am spus la nimeni, nici la tata, nici la mama, la pastor, la slujitor, la nimeni. Era cu mine și Dumnezeu. Cu mine și Dumnezeu. A trecut sâmbătă, duminică, luni dimineața la ora 10, m-a sunat un prieten de-al meu dintr-o altă biserică din Cluj-Napoca, care cu ceva vreme în urmă îmi spusese că dacă vreau, mă poate duce sau să mergem împreună la o familie unde este o soră care are dar de prorocie. Eu cu ceva vreme în urmă i-am spus, da, sunt de acord să vin cu tine când sunt disponibil, când voi fi liber. În luni aceea, în ziua aceea de luni eram liber. Acum, dacă eu ziceam nu vin, călcam principiul pe care l-am spus lui Dumnezeu, hotărârea asta, că eu accept să-mi vorbească Dumnezeu prin orice metodă, inclusiv prorocie. Am zis, pentru că sunt liber, vin. Nu m-am riscat, n-am sunat eu, n-am căutat eu prorocul. Dumnezeu a creat traseos. Am intrat în casa acelei surori pentru ca să lucreze Dumnezeu așa, așa a vrut el, să nu mă leg de o persoană. Prin sora aceea n-a fost niciun mesaj. În ziua aceea, dimineața pe la ora 12 sau 1, cam așa aproximativ, pe la amiază, era un bărbat. Niciodată nu l-am văzut, nici de atunci, nici până atunci. Frații mi-au dat mie Biblia. Eu, ca să nu-și dea seama nici sora, nici fratele că mai dau un demnul să mai încerc să predic, nu totdeauna mese, dar mai încerc asta, da? Și atunci încercam, am deschis Biblia și am citit foarte rar un text. Să nu știe nimic despre mine. Eram foarte înalt, știți cum să cum, da? Un copil săracu de luvind. Da? Așa se puteau gândi oamenii. După ce am terminat textul, ne-am pus în genunchi toți, au trecut câteva minute doar, nici nu știu că au trecut un minut. Și bărbatul acela a zis, așa vorbește Domnul, tinere, te-ai uitat la o floare din grădina mea. Eu, Domnul, am luat-o și am pus-o aproape de sufletul tău, roagă-te și tot ce nu-i după planul meu în această lucrare să fie îndepărtat. Amin. Nu mai a fost nicio lucrare, nicio prorocie, nimic. Nimic. Ne-a ridicat după genunchi, am făcut pe neștiutorul ca să am martor, recunosc, și am zis, frate, oare ce-o fi fata asta? Și zice, floarea, ce-o fi floarea asta? Și zice fratele bătrân, e o fată, ce-i cu tine? Cum ce-i? Era de asta așa direct, aproape că-l copiez. Da? Ăștia toți s-au sărit, erau trecut de 25 de ani, te sor Caleb. Am zis, bă, șt, tăceți, acum nu vorbim despre asta. E trebuie să-mi respect promisiunea, că nu vorbesc cu nimeni despre asta. Am plecat acasă, în mod normal, dacă eram neînțelept, puneam mâna pe telefon și ziceam, Alexandra, mi-a vorbit Domnul, ești floarea mea. Greșeam. Pentru că încălcam principiul pe care i-am spus lui Dumnezeu, 3 săptămâni, nu zic la nimeni nimic. După cele 3 săptămâni, într-o sâmbătă dimineața pe la ora 9, când mă pregăteam să mă duc la o nuntă, nu prea aveam niciun chef de asta,
știu ăștia nesurații cum e, când mergi la o nuntă, ai, da, dacă vrei să însori și n-ai cu cine, e cam complicat. Da? Și i-am trimis un mesaj și am zis, astăzi când vei avea timp, te rog să-mi dai un semnal, pe vremea aia nu era cu minute nelimitate, cu dacă acum, te rog să-mi dai un mesaj și ca să arăt bune maniere, am zis, pentru că vreau să te sun eu să spun ceva important. Băieților, nu lăsați pe ea să sune, bine? Sunați voi. La ora 9 dimineața am trimis mesajul, la ce oră credeți că mi-a răspuns? Când? Știu, experimentație. Altă părere? Nu mai are rost. Cum? La ora 18, eram în aldemisolul Bisericii Betel din Zorilor, la o nuntă. Eram mână în mână cu pastorul Gicu Stan de la Biserica Betel și dumnealui avea un obicei când mă întâlnea pe mine, pentru că știa că vrea să mă însor, mă întreba, nu, când te însor, Caleb? M-a întrebat și m-a vibrat telefonul. Am zis, numai un pic imea vă spun. L-am lăsat cu mâna întins, am plecat, chiar n-am avut ce să fac. Era un mesaj mai important care trebuia să fie derulat. Am urcat pe scările Bisericii Betel din Zorilor, din Cluj-Napoca. M-am pus după un stâlp, m-am asigurat că nimeni nu e în jur ca să mă vadă sau să mă audă. Și a sunat telefonul. Recunosc că îmi trepida inima de emoții. Și când a sunat, am zis, alo, Ale? Alexandra, zice oficial, nu puteam să zic altfel. Uite, eu vreau să spun ceva. Fetele zic la telefon, i-a zis, da. N-am murit. Ok? Nici eu, nici ea. Și a zis, uite, Alexandra, eu intenționez să intru cu tine într-o relație de prietenie în vederea căsătoriei, bineînțeles, dacă tu vei fi de acord, și dacă tu vei fi de acord, relația aceasta se va termina cu căsătoria noastră. Din prima frază i-am spus realitatea. Deci am vrut să-i spun clar că nu mă joc. Ce credeți că mi-a zis? Ce-a zis? O zis, nu, eu doar am terminat clasa 12. Eu nu vreau să mă sor, să mă orit. N-am de gând. Opa, nu a vorbit domnul. Mai gândește-te, nu vreau să te încurc, zice fata. Bă, a zis, bă, bine, n-a zis nimic, am tăcut. Am lăsat-o să zică tot și apoi am zis, uite, Alexandra, tot ce ai zis în momentele anterioare e nul. Pentru că nu-i corect. Dacă eu am avut timp să analizez problema și să iau decizie despre ce vorbim noi acum, să nu-ți dau și ție timp. Așa că, uite, de azi încolo, uite-te pe ceas, îți dau voie în 6 luni maxim să-mi dai un răspuns. I-am dat mult? Bine, era 6 luni, cred că nebuneam. Înțelegeți ideea, da? Am terminat discuția. Înainte să termin discuția, am spus așa, fii atentă. Pe perioada în care te aștept să-mi dai un răspuns, te asigur că nu discut cu nicio altă fată, 1. 2. Dacă răspunsul tău va fi nu, te asigur că nu mă supăr și că voi înțelege din asta că Dumnezeu mă redirecționează spre o altă persoană. Și îți mai spun ceva, dacă tot să-mi zici nu, eu nu o să fiu învins, dar o să fiu conștientizat, care e planul lui Dumnezeu cu mine? Ne-am spus nimic, am avut un mesaj, m-am pus 3 săptămâni, m-a rugat, am postit încă o dată pe săptămână, nimic ne-am zis, nimic. Băgați la cap, băieți. Nu merge, zice, de câtă vreme mă te rog. Și atât am rugat până când te schimbă Domnul inima ta. Vezi că te-o schimbă numai pentru tine, băi, se schimbă încă o dată, poate. Dacă nu vrea, nu obliga. După 2 săptămâni, eu eram în Timișoara, la Biserica Elim, Timișoara, în practică pastorală, acolo într-un apartament, acolo în cadrul clădirii bisericii. Ea era în Florești. Am vorbit încât mi s-au terminat minutele mele și-o luat telefonul ei și-o terminat minutele ei. O luat telefonul mamei ei și aproape că i-o terminat și-o luat minutele. Nu vă spun câte ori am vorbit, că nu contează. Vă spun că eram la distanță și n-am vorbit nimic păcătos. Dar după o perioadă anume mi-a zis, asta e, m-ai învins. Răspunsul e da. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Slavă Domnului! Înțelegeți ce zic? Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Analizează problema din perspectiva lui Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu să se implice în viața ta. Nu pune niciodată problema în felul următor. Eu să câștig, să câștige Dumnezeu. Niciodată să nu pui problema ție să-ți meargă bine. În primul rând lui Dumnezeu. Vorbeam pe mașină înainte să ajungem aici la clădirea bisericii și îmi spunea Alexandra cât de important e ca un bărbat și nevasta lui să-și cunoască chemarea. Cât de important e ca o fată care se mărită cu un băiat care are chemare supranaturală de la Duhul Sfânt să-i priceapă chemarea. Dacă nu îl înrocește. Știți că sunt oameni care au avut un dar extraordinar de cântare. Frați, am niște nume în minte, nu vi le spun.
care efectiv s-au ratat spiritual, pentru că nevestele lor n-au priceput care a fost chemarea lor. Mai cântă, dar niciodată n-au impactul care l-ar fi avut dacă nevasta lor, nevasta fiecare dintre ei, le-ar fi înțeles chemarea. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să stați cu ochii închiși un pic. E un moment special. Când vă toți ochii închiși continui. Aș vrea să te pui în mâna lui Dumnezeu și de ce să ai ochii închiși? Ca să vorbești cu cerul. Să vorbești personal cu Dumnezeu. Aștept încă. Vedeți că-s curajos. Gândește-te la viața ta. Peste 100 de ani, niciunul dintre noi nu va mai fi. Dacă nu intervine răpirea, biserica va fi populată cu alți oameni. Poate cu copiii tăi sau cu nepoții tăi. Într-o zi, în dreptul ființei tale se va așeza o criptă, un sicriu, și vei fi pus acolo. Vei fi așezat acolo. De când te-ai născut și până atunci, în momentul în care pleci din lumea asta, trăiești o viață. Și vreau să spun că așa o trăiești, cum ți-o faci. Dacă ai fost curat, dacă ai fost curată, o să ai pace în casă. O să ai prunci binecuvântați. Mă întreabă părinți, oare de-aia copilul meu are boala asta? Pentru că noi am curvit înainte de căsătorie? Numai despre unii spune Dumnezeu care a fost motiv. Alții trebuie să tragă ei concluziile. Indiferent ce vârstă ai în momentul ăsta. Poate ai avut o traumă emoțională și pentru că Satan a dat de pământ cu tine și a ajuns departe, departe de puritate. Și poate acum ți se naște un gând și diavolul zice, tot ce-a predicat Caleb este pentru cei ce-au fost curați. Tu mergi în iad. Da, așa ar fi trebuit să se întâmple. Dar pe dealul sub formă de craniu uman s-a întins o cruce. Pe crucea dintre cruci s-au întins două mâini. Cel mai important om din univers, Dumnezeu care s-a făcut om, a venit să moară pentru ca sângele lui să fie soluția iertării tale. Cu riscul să sărim peste orice program din ziua asta, îți dau ocazia să te rogi personal. Să-i spui lui Dumnezeu problema ta. Să-i spui lui Dumnezeu trauma ta emoțională. Dacă până în momentul acesta ți-ai păstrat puritatea, să-ți dau ocazia în fața lui Dumnezeu să-i promiți Domnului că vei mai lupta în continuare să-ți păstrezi puritatea toată viața. Indiferent ce ai făcut în viața asta. Din seara asta e foarte important ce faci. Este cineva aici care îi spune lui Dumnezeu, Doamne, promit, cu ochii închiși, să văd doar cerul. Te mai uita la nimeni, tu n-ai voie să vezi pe alții acum. Tu ai voie să te vezi doar pe tine. Este cineva care îi spune lui Dumnezeu cu sinceritate, Doamne, din seara asta, indiferent ce a fost până azi, vreau să-ți promit loialitate și puritate. Vreau să fac un legământ cu ochii mei, cu mâinile mele, cu buzele mele, cu nările mele, un legământ cu urechile mele. Că nu o să mai ascult muzică care mă îndepărtează de Hristos și care mă îndreaptă înspre senzualitate. Vreau un legământ pentru puritate. Fără nicio obligație, în timp ce ai ochii închiși, dacă ești sincer. Dacă ești sinceră cu propria ta ființă și cu eternitatea ta, care n-are voie să fie jucată la zaruri. Ai un singur suflet care e veșnic. O, ce mult aș vrea să vă văd pe toți în rai. Dar o să-i văd doar pe aceia care și-au păstrat puritatea. Nimic spurcat și întinat nu va intra acolo. Nimeni care trăiește în spurcăciune, la nivel de văz, la nivel de auz, la nivelul tactil, de atingeri. Este cineva aici care face un legământ pentru puritate în fața lui Dumnezeu, din ce toți ochii văd că sunt închiși ai tăi, da? Mulțumesc! Dacă vrei să faci legământul ăsta pentru puritate, ridică o mână dreaptă în fața lui Dumnezeu.
Zic, Doamne, sunt aici. Vreau să-mi păstrez puritatea. Să vină presiuni peste mintea mea, peste sufletul meu. Doamne, puritatea mea vreau să se vadă din seara asta, că mă despart de băiatul ăla care nu-L cunoaște pe Hristos. Dacă ești în cazul ăsta, fată, ia urgent hotărârea asta în fața lui Dumnezeu. Dacă ești băiat care umbli cu o fată care nu-L cunoaște pe Domnul, oprește-te. Mai sunt și alții care vor să facă legământ pentru puritate. Tici ochii sunt închiși. Fiecare face ce consideră și ce se hotărăște pentru viața lui. Aici e prezent Hristos care vrea să-i libereze vieți. Aici e prezent sângele Domnului care operează salvare. Breganto menadis aradis. Aici e numele Domnului care și asta salvează. Aici este Iisus Hristos care operează mântuire și binecuvântare, care rupe lanțuri. Cântarea nu-i doar o poveste, în numele Lui sunt sfărâmate lanțurile, în numele Lui și prin mâinile Lui cad obezile jos, cătușe, depresii, adicții, dependențe. În numele Lui Iisus există putere de eliberare. Shamen agade voras. Simt cum puterea Domnului trece printre rânduri și aici în spatele meu și în fața mea și acolo în spate de tot, oriunde ai fli, prezența lui Dumnezeu este prezentă în locul acesta, este aici să te elibereze, să scrie viață în dreptul ființei tale. Dacă încă nu te-a atins nimic până în momentul ăsta, spune: Doamne, atinge-mă și pe mine, fă ceva cu viața mea, ai milă de sufletul meu. Aici nu e o poveste, aici nu e o teorie, aici e o realitate, aici sunt lacrimi de pocăință, de schimbare radicală, aici sunt oameni care strigă după mila lui Dumnezeu, aici sunt băieți și fete care vor cu sinceritate să trăiască cu Dumnezeu. Ascultă-mă, poți să te căsătorești cel mai bine din lumea asta, din perspectiva umană, din perspectiva materialismului, din perspectiva umanității care există în jurul tău, a societății care zice să ai bani, să ai proprietăți, să-ți meargă bine în viața asta. Dacă n-ai pace în casa ta, n-ai nimica. Dacă n-ai pocăință în sufletul tău, nimic nu merge cum trebuie. E nevoie de o schimbare radicală. Aș vrea să stai în prezența lui Dumnezeu cu mâna ridicată înaintea lui Dumnezeu, dacă ai făcut promisiunea asta, să zici: Doamne, atinge-mă și pe mine, prinde-mi și viața mea. O, alungă petele de pe haina mea spirituală, eliberează-mă, Doamne. Transformă-mă, Doamne, binecuvântează-mă. Cuvintează-mă, Doamne, chiar dacă e târziu, vreau să-ți dau ocazia, dacă ai o problemă personală pentru care vrei să ne rugăm cu punerea mâinilor împreună cu fratele păstor, împreună cu ceilalți care sunt slujitori, prezbiteri sau pastori, ai șansa să vii aici pe scenă să îngenunchezi. Dacă ești botezat în apă, te rog să vii în partea dreapta mea. Dacă nu ești încă botezat în apă și vrei să-ți predai viața Domnului, să vii în partea stânga mea. Te aștept aici, te așteaptă cerul în seara asta. Aici nu-i doar o întâlnire religioasă, aici nu-i doar cultură, aici nu-i doar ceva religios formal, aici e prezent Hristos, aici e prezent sângele lui Iisus Hristos. Nu contează care e problema ta, dacă ai botezul în apă, dar de o vreme ai scăzut spiritual și vrei să te atingă Duhul lui Dumnezeu, vrei o schimbare radicală a vieții, vrei o rededicare, vrei să urci pe o treaptă mai sus cu Domnul, vrei să primești un dar supranatural, vrei să lucreze Domnul prin viața ta, ieși din forme religioase, îngenunchează dacă ai nevoie de rugăciune, tu care nu ești încă născut din nou, nu ești botezată, încă n-ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos și ai vrea să-ți întemeiezi o familie care să fie binecuvântată, ai nevoie de prezența Domnului. Repet, în timp ce intrăm în această rugăciune, cine își predă viața Domnului și vrea să fie mântuit, încă nu-i botezat, nu-i botezat în apă, la o vârstă matură, vine și îngenunchează în partea stânga mea, așa cum am arătat acum, și în partea dreaptă ceilalți. Știu că veți veni cei care trebuie. Alungați rușinea, chemați-L pe Hristos. Sângele Domnului vrea să opereze salvare. Oricare ar fi problema ta, poate nu e o problemă vizibilă, poate nu e o problemă pe care o știu oamenii, poate nu e o situație atât de gravă ca altora, dar să știi că în seara asta Hristos te-a prins aici și vrea să te elibereze. Mâna Domnului și astăzi operează salvare. O să intrăm în această rugăciune și te aștept să îngenunchezi aici, în prezența Domnului, ne rugăm cu toții.